Exploatarea minieră de la Lupeni va rămâne funcțională. Asta susțin astăzi sindicatele din minerit și chiar ministrul energiei Anton Anton, în ciuda reacțiilor care au apărut imediat după producerea accidentului de la mina Lupeni. Pe site-ul ministerului ar fi apărut informația, preluată ulterior de presă, că mina ar urma să se închidă la finele anului 2018. Însă sindicaliștii susțin contrariul. Darius Câmpean, președintele sindicatului Muntele, are confirmarea de joi dimineață, după o discuție telefonică, ce a avut-o cu ministrul Anton Anton. Am avut cu dânsul o discuție azi dimineață și a spus că el nu a declarat așa ceva. Mina Lupeni ar trebui să-și oprească activitatea extractivă la finele acestui an, însă sindicatele au solicitat încă din luna februarie prelungirea activității extractive și după 1 ianuarie 2019. Sindicaliștii susțin că dacă la 1 ianuarie 2019 Lupeniul și Lonea se vor opri cu producția, iar la Livezeni abatajul va ajunge pe capăt, Cehi va rămâne cu 3-400 de tone de cuilă de la mina Vulcan, o producție extrem de mică și care nu poate asigura necesarul pentru cele două termocentrale.